Stimate domnule rector, stimate domnule primar, domnule reprezentant al președintelui Consiliului Județean, domnule director general al Filarmonicii Moldova din Iași, domnule inspector șef, doamnelor și domnilor directori de colegii naționale, domnilor, doamnelor și domnilor directori ai băncilor partenere, stimați reprezentanți ai Arhiepiscopiei Iașilor și Episcopiei Romano-Catolice de Iași, domnule președinte al Senatului, doamnelor și domnilor prorectori, doamnelor și domnilor decani, stimați colegi, dragi studenți, stimați invitați. Deschidem festivitatea prin care serbăm împlinirea a 162 de ani de la întemeierea primei universități moderne din România. Așadar, permiteți-mi ca în nume personal și în numele conducerii executive a Universității Alexandru Ioan Cuza să spunem la mulți ani întregii comunități academice continuatoarea prestigioasei moșteniri primită de la înaintași, cărora le aducem omagiul, recunoștința și mulțumirile noastre. Având sediul în Palatul Universitar din Copou, Universitatea din Iași și-a dobândit prestigiul național și internațional prin dăruirea, pasiunea, vocația academică și de cercetare științifică a tuturor celor care, într-un fel sau altul, au slujit-o. Misiunea academică a universității noastre poate să fie realizată doar prin asigurarea și menținerea necesarelor echilibre dintre diferitele ei componente de activitate. Referitoare la activitatea didactică și de cercetare științifică, la calitatea vieții studenților, la strategie, relații internaționale, toate dimensiunile vieții comunității noastre academice. Mulțumindu-i profesorului Cătălin Turliuc pentru susținerea conferinței referitoare la suveranii României și universitatea noastră, în sinteză, voi face referire la colaborările internaționale, ferestrele deschise pentru conectarea și participarea la circuitul european și internațional al valorilor științifice și academice, remarcând evoluția ascendentă a respectivelor colaborări. Este esențială activitatea pe care o desfășurăm cu studenții, activitatea academică, este esențială activitatea de cercetare științifică pe care o desfășurăm ca profesori, cercetători, în conexiune cu alte institute, academii, universități din țară și din străinătate. Este esențială și această colaborare internațională care a permis și permite universității noastre să fie permanent conectată la circuitul de valori academice științifice, europene și internaționale. Astfel, aș remarca faptul că prima cooperare interinstituțională a universității noastre datează din 1958 cu Universitatea din Iena.
1958. Sigur că până atunci au fost colaborările personale, mulți dintre profesorii noștri, cercetători, s-au format în mediul academic și de cercetare din Europa, din alte continente, de pe alte continente, și au adus acele valori pe care le-au asimilat la nivel individual. Dar instituțional vorbim de anul 1958, prima astfel de colaborare. Dacă facem un arc peste timp, față de 1958, prima colaborare, repet, astăzi, Universitatea colaborează cu peste 650 de universități, institute de cercetare, academii din universități de pe toate continentele. Așadar, am făcut referire la 1958, după care în 1961 observăm alte două parteneriate cu universitățile din Debrețin și Lublin. În 1971, parteneriatul cu Universitatea din Freiburg. Un parteneriat care s-a consolidat în timp, un parteneriat care a prilejuit schimbul de valori de cunoștințe și care a contribuit la evoluțiile universității noastre și care, de dată recentă, vrem să-l consolidăm și mai consistent. La începutul anilor 2000, universitatea avea un număr de 40 de acorduri de cooperare, majoritatea cu universități europene. Observăm așadar saltul, 1, 2, al patrulea, în 2000, 40 de acorduri. În 2014, numărul acordurilor a crescut la 102. În prezent, numărul acordurilor de cooperare 161, rămânând valabil, ceea ce spuneam, peste 650, care sunt și altele decât interinstituționale, cum ar fi, de exemplu, în programul Erasmus. În perioada 2016-2020 au fost reînnoite 8 acorduri, au fost semnate 56 de acorduri noi cu universități din 29 de țări. Dacă vorbim de proiectele educaționale europene, programul Erasmus este cel mai mare program de schimburi academice din Europa. În perioada 1998-99, pe baza primelor 73 de acorduri instituționale, au mers la studii 153 de studenți de-ai noștri, de la universitatea noastră, și am primit vizita unui număr de 7 studenți. În prezent, UAIC are peste 500 de acorduri cu universități din peste 50 de state, UE și non-UE. Peste 600 de studenți care pleacă anual în mobilități de studiu și de practică de specialitate. 250 de cadre didactice și personal administrativ beneficiază anual de mobilități de predare și de formare. Tot 250 de studenți internaționali care vin anual la universitatea noastră prin programele Erasmus. 100 de cadre didactice și din personalul administrativ din universități partenere care efectuează anual vizite de predare, de formare la universitatea noastră. Programul Mundus, proiecte academice de mobilitate, putem afirma că
că universitatea noastră este singura universitate din România care a coordonat astfel de proiecte europene, 4 proiecte Erasmus Mundus, cu un buget total de 11 milioane de euro. Alte proiecte educaționale instituționale pe care le avem pe planșa afișată, încă din 2000, universitatea noastră a implementat proiecte europene în calitate de coordonator sau de partener. Jean Monnet, Leonardo, Da Vinci, Tempus. În 2007, numărul acestora a crescut. În prezent, 40 de proiecte europene Erasmus Plus sunt în curs de implementare la universitatea noastră. Sigur, universitatea face parte din Alianța Universităților Europene, care reunește 7 universități de la Poitiers coordonator, Coimbra, Iena, Pavia, Salamanca, Turku și universitatea noastră. Partea specifică, noutatea acestei alianțe proiect european, constă în schimbul de valori și reperele culturale specifice țărilor din care provin cele 7 universități participante. Dincolo de finanțarea europeană, care nu trebuie neglijată, am avut de dată recentă întrunirea de la Iași a consorțiului. Au fost puse bazele unui nou proiect european, s-a discutat despre posibilitatea extinderii alianței cu noi universități, s-a accentuat specificul acestei alianțe și alianțelor europene, în general universitare, de a reuni universități din țări diferite pentru ca fiecare să vină cu încărcătura academică științifică, dar și cu specificul ei, identitatea națională, în specificul trăsăturile etnoculturale. S-a mai accentuat necesitatea și voința comună de intensificare a colaborărilor alianței cu mediul de afaceri, dar și cu autoritățile locale, și domnul primar este parte la această alianță și îi mulțumim că ne-a găzduit și facilitează atingerea obiectivelor acesteia. Prin aceste alianțe, fiecare universitate și toate la un loc încearcă și urmăresc să contribuie la sporirea calității educației în fiecare universitate și în spațiul comun european. Tot la capitolul relații internaționale se desfășoară și o cercetare științifică intensă, cu rezultate notabile pe planul publicațiilor indexate, cotate, luate în considerare. Colaborările științifice dintre profesori, cercetători, dar și sumele de bani care permit dotarea de laboratoare, modernizări, mobilități, schimburi, publicații, facilitează această dinamică a vieții academice și de cercetare științifică. FP6, un program din cadrul 6 al Uniunii Europene, unde, începând din 2005, UAIC a implementat 7 proiecte cu contribuție din partea Uniunii Europene de aproape 700.000 de euro. INTAS-ul în 2006-2007, 2 proiecte europene. Programul Cadru 7 pentru cercetare, dezvoltarea Uniunii Europene, aproape 2 milioane de euro. Sunt enumerate toate aceste proiecte care, repet, din punctul meu, din punctul nostru de vedere, nu sunt doar aducătoare de sume de bani necesare. Permit aceste colaborări, aceste proiecte de cercetare, colaborarea dintre cercetători, cadre didactice, studenți, doctoranți, etc., racordarea și mai activă, mai intensă a universității noastre la circuitul de valori academice și științifice
europene și internaționale. Sigur, n-am să dau citire tuturor proiectelor pe care le avem afișate și mă refer la asociațiile, rețelele universitare internaționale la care România este parte, Asociația Universitară a Francofoniei, Asociația Universităților Europene, Coimbra, Consorțiul Universităților din Moldova, România, Ucraina, Businet din 2021. Avem și lectorate în limbă străină, lectoratele care facilitează schimbul de cultură, de educație, de instrucție, de bune practici. 6 lectorate existente la nivelul anilor 2000, pe limbă polonă, franceză, germană, spaniolă, neogreacă și chineză. Începând cu anul academic 2015-2016, își desfășoară activitatea și un lectorat de limbă coreeană. E o pârghie de intensificare a colaborărilor dintre universități, mediile academice, poate chiar și dintre cele două țări. Nu întâmplător, ambasadorul Coreei a venit în mai multe rânduri, va veni din nou zilele următoare. A fost deschis un centru de multiculturalism azer, un lectorat de limbă turcă. Per total, astăzi avem 7 lectorate de limbi străine cu perspectiva dezvoltării acestora. Spre exemplu, de dată recentă, ambasadorul din Serbia își exprima disponibilitatea, dorința și dacă e posibil să deschidem un lectorat de limbă sârbă aici, de limbă română în Serbia, eventual la Nis, și disponibilitatea dânșilor de a asigura lectorul de limbă sârbă și de a acoperi cheltuielile necesare. Programul de burse doctorale Eugen Ionescu, lansat în 2007, universitatea noastră participă încă din primul an. În cei 15 ani, UAIC a fost instituție gazdă pentru cel mai mare număr de bursieri Eugen Ionescu. Sigur, ne face plăcere să constatăm că din numărul solicitanților de astfel de burse, cele mai multe opțiuni se îndreaptă spre universitatea noastră. De regulă le admitem, autoritățile tutelare distribuie și asigură repartiția acestora. În tot cazul și pe această cale participăm la circuitul valorilor didactice, științifice, europene și internaționale. În 2016, pe aceeași linie, am rugat de Prorectoratul de Relații Internaționale să facă un istoric al tuturor colaborărilor academice științifice pe care universitatea noastră le are cu universități, institute de cercetare din alte țări. În felul acesta avem o evidență aproximativ riguroasă și exactă a tuturor țărilor cu care avem colaborări. Universitatea noastră are colaborări cu mediul academic și de cercetare științifică. Acel istoric în limba engleză a fost transmis ambasadorilor țărilor respective din București, în limba română ambasadorilor noștri din țările respective. Spre informare, sunt ambasadori și trebuie să știe cum o parte din mediul academic din România interferează, colaborează cu mediile academice de cercetare din țara în care sunt ambasadori sau pe care o reprezintă, exprimându-ne disponibilitate, de ce nu și dorința, ca prin rolul pe care îl au de ambasadori aici sau acolo, să contribuie la intensificarea, dezvoltarea colaborărilor dintre UAIC și mediul academic de cercetare din țările respective. Și în felul acesta credem noi că unele semne, unele rezultate deja au apărut. Spre exemplu, din 2016 până în prezent, 29 de vizite ale ambasadorilor din străinătate, evident, am primit la universitatea noastră. 29 de vizite de ambasadori. În anul, și dacă sunt țările enumerate, în anul universitar 2021-2022,
am avut un număr de 7 astfel de vizite. Sigur că putem remarca și faptul că unii ambasadori au venit, au revenit chiar de mai multe ori la universitatea noastră, spre exemplu, ambasadorul din Elveția de 3 ori, ambasadorul din Israel de 5 ori și așa mai departe. Eu am vrut ca la festivitatea de astăzi să aduc aprecierile și recunoștința noastră întregii comunități academice, profesori, cercetători, personal didactic, personal nedidactic, auxiliar, studenți. Să apreciem faptul că numai împreună, prin contribuția partajată a fiecăruia, putem să realizăm ceea ce am realizat. Să mulțumesc tuturor și fiecăruia dintre dumneavoastră. Să urez încă o dată la mulți ani universității noastre. Poate cu altă ocazie vom prezenta altă zonă, altă dimensiune a activității UAIC. Eu vă mulțumesc, vivat Academia! Vă mulțumim, domnule rector, pentru mesajul dumneavoastră. Stimați invitați, vă mulțumim încă o dată pentru că ați dat curs invitației la ceremonia de aniversare a 162 de ani de la înființarea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În continuare, îl invităm pe domnul Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, să ne transmită mesajul domniei sale. Domnule primar, vă rugăm! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație, domnule rector, domnule președinte al Senatului Universității Alexandru Ioan Cuza, stimați de domnule rector al Universității de Medicină și Farmacie, stimați profesori, stimați invitați, e o mare bucurie să fim aici. Într-adevăr, un moment aniversar, care sigur este și un moment de mândrie locală, având în vedere vârsta pe care o aniversează Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, doream doar atât să aduc în atenția celor mai puțin preocupați de aceste date istorice, faptul că România este umbilical legată de universitate sau Universitatea Alexandru Ioan Cuza este umbilical legată de formarea statului modern român. Diferența a fost de un an exact, anul procreierii, în care după punerea bazelor statului modern român a apărut și primul fiu important sau prima fică importantă a României, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. De acolo legăturile au rămas indisolubile și viața celor două instituții a țării noastre și respectiva universității merg mână în mână și apreciez și latura expusă de domnul rector privind contribuția internațională a universității noastre atât pentru mediul academic cât și pentru întreaga țară. Sigur, la moment aniversar e și firesc, vin mulțumirile de rigoare pentru toate generațiile de profesori și studenți, pentru toți cei care au lucrat în această universitate de-a lungul sutelor de ani, am putea să spunem deja, aducând o contribuție remarcabilă pentru creșterea unei mase critice de intelectuali care au fundamentat și au creat mai departe marile proiecte ale statului român, mergând până și la momentul de glorie de la 1918, pe care bănui că domnul profesor Turliu îl va evidenția și mai atent. Și, sigur, contribuția pe care a avut-o prezența universității pentru orașul Iași. După unirea Principatelor Române și celelalte momente istorice, universitatea a rămas emblema de referință a mediului universitar, a mediului academic românesc și, mai departe, sigur, într-o relație directă și o posibilitate de a crește ca valoare însăși emblema orașului nostru. În rest, vreau să apreciez foarte mult contribuția reală pe care Universitatea Alexandru Ioan Cuza, alături de celelalte universități ale Iașului, celelalte patru universități de stat, o aduc în creșterea calității mediului academic local și național, în contribuția certă privind creșterea vizibilității noastre pe plan internațional și, desigur, capacitatea de a susține, și nu este un lucru de neglijat, și potențialul economic al orașului nostru,
în ceea ce privește asigurarea produsului intern brut local prin tot ceea ce se consumă pentru a putea menține un sistem universitar de o asemenea valoare. Să dea Dumnezeu ca peste încă 100 de ani să putem să reamintim aceste momente, să putem să ne bucurăm cu multe alte realizări în domeniul academic, cu mulți alți profesori premiați Nobel și alte, să spunem, personalități care se vor crea și, sigur, să reușim să aducem cât mai mult pentru valoarea națională prin activitatea pe care o au universitățile ieșene, atât la momente aniversare, dar în tot ceea ce înseamnă activitatea lor. Anul 2023 va fi un moment important pentru noi românii și mai ales pentru noi moldovenii, fiind anul dedicat domnitorului Dimitrie Cantemir. Și noi îl privim din mai multe perspective, noi ca primărie, ca instituție, dar și probabil ca fiecare român, atât un erudit al vremurilor sale, primul academician, dar și un domnitor care și-a dus misiunea într-o măsură mai mare sau mai mică față de poporul român. Motiv pentru care la acest aniversar, cu un an înainte, dar am furat un pic startul față de momentul Dimitrie Cantemir, noi am și tipărit o lucrare pe care o să o lansăm oficial anul viitor, Dimitrie Cantemir, 300 de ani de la ultima scriere istorică, o să facem și o reeditare al Descripției Moldave, începând cu ianuarie 2023. Vă dorim multă sănătate, succes în activitate, împlinire în tot ceea ce v-ați propus, creșterea calității relațiilor internaționale, așa cum le-ați prezentat dumneavoastră, un sincer la mulți ani tuturor celor care au purtat și poartă numele Sfântului Mare Mucenic Dumitru, izvoritorul de mir, și îl salutăm și pe domnul rector Oprea, și să ne vedem sănătoși. Vă mulțumim! Diploma aniversară o primesc în numele conducerii executive a universității în ansamblu ei. Vă mulțumim și suntem la acest aniversar. Vă mulțumim și pentru bunul parteneriat, bunele colaborări pe care le avem. Eu sunt convins că nu s-ar putea dacă acestea nu s-ar desfășura normal. Mulțumesc! Mulțumim, domnule primar, pentru mesajul dumneavoastră. În continuare, îl voi invita pe domnul Cosmin Stanciu, consilier al președintelui Consiliului Județean Iași, să transmită mesajul instituției pe care o reprezintă. Domnule Stanciu, vă rugăm! Bună ziua! Domnule rector Tudorel Toader, distinși membri ai comunității academice Alexandru Ioan Cuza, stimați profesori din învățământul superior, stimați invitați, este o mare onoare și bucurie pentru mine, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Iași, să pot adresa un mesaj de apreciere pentru remarcabila contribuție adusă pe parcursul acelor 162 de ani la dezvoltarea învățământului superior din România în calitate de primă universitate din țară. Astăzi, la acest aniversar, la 162 de ani de la înființarea acestei universități, trebuie să subliniem și să accentuăm rolul pe care această instituție îl are în dezvoltarea comunității ieșene. Generații întregi s-au format și s-au desăvârșit ca oameni, învățând în cadrul facultăților, având rolul lor la o contribuție majoră în dezvoltarea Iașului și a comunității ieșene. Multe personalități care au performat de-a lungul timpului în politica ieșeană au absolvit cursurile aici, cercurile elitiste și bine profesional pregătite, fiind adevărate rampe de lansare către cariere de succes. Ca reprezentant al autorității administrative publice locale din Iași, constituită la nivel județean, subliniez că rolul universității la dezvoltarea economică și socială a județului Iași este unul major. An de an, mii tineri aleg în procesul privind educația personală Iașul, fiind în următorii ani din viața lor casă și locul în care se leagă prietenii
și oportunități de dezvoltare. Pentru foarte mulți dintre aceștia, Iașul devine și locul în care își întemeiază familii și hotărăsc să-și trăiască viața. Aceștia devin la rândul lor bază solidă la creșterea și dezvoltarea urbei noastre. Acum 162 de ani în urmă, oamenii de atunci și-au dorit dezvoltarea României plecând de la principala capacitate necesară modernizării și evoluției, și anume educația. În reformele aduse învățământului de către domnitor Alexandru Ioan Cuza, acesta promulga pe 5 decembrie 1864 legea instrucțiunii, prima lege prin care învățământul era organizat în mod unitar și erau stabiliți anii de studiu, învățământul primar de 4 ani, gratuit și obligatoriul, cel secundar de 7 ani și universitar de 3 ani. Toate aceste lucruri ne demonstrează, dacă mai era cazul, că educația are rolul de a transfera cunoașterii și de a pregăti tinerii pentru a deveni membri responsabili ai societății. Trebuie să mărturisesc că și eu acum 11 ani am absolvit studiile Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, urmând două programe de masterat în cadrul aceleiași facultăți. Informațiile primite atunci, prieteniile legate, oamenii pe care i-am cunoscut, toate aceste lucruri au avut un impact major asupra vieții mele și toate acestea m-au format și definit ca om. Vă mărturisesc de asemenea că mulți care atunci mi-au fost profesori, astăzi îmi sunt prieteni. Valoarea lor intelectuală și umană nu poate fi contestată. De ce spun toate acestea? Pentru a sublinia din nou faptul că Universitatea Alexandru Ioan Cuza și celelalte universități eșene reprezintă principalul centru de dezvoltare, cu soluțiile, cu cercetarea și cu statisticile pe care noi le folosim acum în dezvoltarea județului. Ca administrație publică locală, vă mulțumesc pentru suportul dumneavoastră și pentru că sunteți alături de noi și de proiectele noastre în mod condiționat. Vă rog să-mi permiteți să închei spunând la rândul meu: vivat, cresceat, floreat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Cosmin Stanciu, consilier al președintelui Consiliului Județean Iași. Acum îl rugăm pe părintele Cezar Țăbârnă, directorul editurii Doxologia, să ne transmită mesajul înalt preasfințitului Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Părinte, vă rugăm! Cu îngăduința dumneavoastră, voi da citire mesajului înalt preasfințitului părinte mitropolit Teofan. Onorată și distinsă asistență, valențele și obiectivele educației sunt mereu actuale astăzi, precum atunci, în 1860, anul înființării Universității din Iași. În contextul actual, apelul la reperele religioase și păstrarea identității de credință și de neam reprezintă o chemare pentru fiecare, clerici și mireni, profesori și studenți. Parcă mai mult ca oricând, îndemnul divin din Sfânta Scriptură, ascultați sau luați aminte, se adresează tuturor membrilor cetății, dar în mod special tinerilor. Valorile educative, religioase și laice ne conștientizează de responsabilitățile pe care le avem față de Dumnezeu, față de sine, față de familie și față de comunitate. Toate acestea însumate rămân de referință atât pentru evoluția spirituală, dar și pentru cea materială a omului. Din scrierile sapiențiale biblice, descoperim că obiectivele educației sunt înțelepciunea și dreptatea, două căi pe care trebuie să meargă omul încă din tinerețile sale. Iată începutul înțelepciunii, spun pildele lui Solomon. Agonisește înțelepciunea ta și cu prețul la tot ce ai, capătă priceperea, prețuiește-o mult și ea te va înălța, ea te va ridica în slăvi dacă o vei îmbrățișa, ea va pune cunună de daruri pe capul tău și te va împodobi cu diademă de mare cinste. Ascultă, fiul meu, și primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu te voi învăța calea înțelepciunii și te voi purta pe căile dreptății. Când vei merge, pașii tăi nu vor șovăi și chiar dacă vei alerga, nu te vei poticni.
Ține cu tărie învățătura și nu o părăsi, păzește-o, căci ea este viața ta. Îl rog stăruitor pe Dumnezeu să reverse harul său peste ostenitorii universității și să descopere tainele sale celor însetați de cunoaștere spre slava sa și spre bunăstarea poporului român. Doamne ajută, vă mulțumesc! Vă mulțumim, părinte Cezar Țăbârnă, director al editurii Doxologia, pentru că ați împărtășit cu noi mesajul înalt preasfințitului Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În continuare, îl invităm pe conferențiar universitar dr. Preot Ștefan Lupu, decanul Facultății de Teologie Romano-Catolică, să transmită mesajul excelenței sale Iosif Păuleț, episcop al diecezei de Iași. Vă rugăm! Stimate domnule rector, stimate domnule președinte al Senatului, domnule rector, domnule primar, stimați membri ai Consiliului de Administrație și ai Senatului Universității Alexandru Ioan Cuza, doamnelor și domnilor profesori, dragi studente și studenți, vă mulțumesc din inimă pentru invitația de a participa la ceremonia dedicată împlinirea 162 de ani de la înființarea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Din păcate, motive personale și pastorale mă împiedică să fiu prezent fizic la acest moment de sărbătoare, însă prin Părintele Decan Ștefan Lupu doresc să vă transmit salutul meu la acest moment aniversar. Sfântul Apostol Petru, în prima sa scrisoare, adresându-se celor însetați de un cuvânt de învățătură venit din partea unui martor al Domnului înviat, spunea: și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți într-o casă spirituală ca să aduce jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu. De veacuri, alături de biserică, această casă spirituală despre care vorbește apostolul, școala a contribuit și ea într-un mod substanțial la apropierea spiritului uman de divinitate, devenind, prin roadele aduse, o altă casă spirituală, numai puțin importantă pentru devenirea omului, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Într-adevăr, biserica și universitatea sunt ca două dălți care, prin cuvântul predicat și învățat, contribuie la șlefuirea omului, la desăvârșirea lui, la educarea lui. Avem nevoie de această simbioză biserică-universitate, deoarece ambele instituții au menirea nobilă, încredințată lor de cel preanalt, de a cultiva spiritul, de a modela viitorul, prin educarea tinerei generații și de a forma buni creștini și buni cetățeni. Dragi studente și studenți, mă adresez vouă, cei care sunteți speranța bisericii și a societății, îndemnându-vă să folosiți cât mai bine acești ani frumoși ai studenției, dedicându-vă studiului și creșterii voastre ca oameni. Nu îngropați talanții pe care vi-a încredințat Dumnezeu, ci investiții, pentru că mai târziu poate fi prea târziu. În același timp, nu uitați și de necesitatea de odihnă și de distracție. Stimați membri ai comunității academice, vă îndemn să lucrați cu generozitate la formarea umană, intelectuală și profesională a studenților dumneavoastră, având deplină încredere că Dumnezeu știe să răsplătească, mai mult decât ne așteptăm, orice efort pe care îl depuneți. În același timp, să nu vă întristați de faptul că roadele muncii dumneavoastră întârzie să se vadă, căci unul este cel care seamănă, altul este cel care udă, însă cel care face să crească și să aducă roade este Dumnezeu. La final, vă doresc tuturor multe realizări în acest nou an academic, sănătate și putere de muncă, iar harul și binecuvântarea Totputernicului Dumnezeu să vă călăuzească spre bucuriile eterne. Semnează Iosif Păuleț, episcop de Iași. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule decan Ștefan Lupu, decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică, pentru că ați împărtășit cu noi mesajul excelenței sale, Părintele Iosif Păuleț. Universitatea
de medicină și farmacie Grigore T. Popa. Este alături de noi astăzi la acest ceas aniversar și îi mulțumim prin profesorul universitar dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași. Domnule rector, vă invităm să ne transmiteți mesajul dumneavoastră. Domnule rector, Tudorel Toader, domnule rector Mitru Oprea, domnule primar, excelențele voastre, stimați colegi, membri ai Corpului Academic al Universității Alexandru Ioan Cuza, sunt onorat să particip la sărbătoarea Universității Alexandru Ioan Cuza, instituție reper a învățământului superior românesc, prima de acest fel din România modernă. Zilnic, când pășesc în clădirea rectoratului Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa, îmi amintesc că în anul 1860 au avut loc ample manifestări în acest local al rectoratului Universității de Medicină și Farmacie, în care s-a fondat universitatea pe care o celebrăm astăzi. Treptele pe care le urc au condus pașii lui Alexandru Ioan Cuza, Mihail Cogălnicianu și atâtor personalități de numele cărora se leagă începuturile învățământului superior românesc. De asemenea, privesc înspre bazorelieful plasat pe fațada corpului administrativ a rectoratului Universității de Medicină și Farmacie, unde se află o emblemă care amintește că în acele ziduri a funcționat și Mihai Eminescu, bibliotecar la Biblioteca Universității. Părinții fondatori ai instituției pe care astăzi o onorăm se întâlneau în acea clădire emblemă. Originile noastre sunt comune și profunde. Permanent a existat de-a lungul a mai mult de un secol și jumătate un fructuos dialog și s-au dezvoltat punți atât vizibile cât și invizibile între studenți și profesori, cât și între instituțiile care s-au născut și s-au dezvoltat ulterior. Profesorii ai universității au fost educatorii primilor studenți mediciniști, iar profesori ai facultății de medicină au fost lideri ai universității ulterior. Anuarul Universității din Iași aduna mereu între copertele sale toate datele esențiale și întreaga activitate a facultăților și cadrelor didactice. Seria de volume, publicate de la finele secolului al XIX-lea până la mijlocul secolului al XX-lea, sunt un model de viețuire comunitară, de conlucrare și de prețuire reciprocă. Instituțiile universitare sunt puternice atunci când există coeziune și deschidere intra- și interacademică. Iașul a furnizat oameni de stat și oameni de spirit tocmai pentru că a existat o universitate în lăuntru căreia s-au format caractere. Iașul a fost stâlp de susținere al României în Marele Război și prin acest pilon solid care a fost universitatea prin profesorii săi. Grigore T. Popa, cel care a fost o vreme la cârma acestei onorabile instituții, susținea că Iașul există prin mitropolie, universitate și prin bibliotecă. O treime care înalță omul. În holul rectoratului Universității Alexandru Ioan Cuza sunt expuse portretele celor care au călăuzit destinele acestei instituții, alături de juriști, teologi, economiști, matematicieni, geografi sau istorici, sau medici și biologi, precum George Bogdan, Nicolae Leon, Alexandru Slătineanu, Ion Tănăsescu, Virgil Nițulescu sau Leon Balif, care au reprezentat cu cinste atât profesiunea cât și înalta funcție în care au fost investiți. Anul acesta se împlinesc 130 de ani de la nașterea patronului spiritual al Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa, unul dintre cei mai aprigi luptători pentru cauza Iașului și a Universității Ieșene. Considera Universitatea drept centru al culturii ieșene și spunea că dacă aceasta lâncezește, lâncezește cu ea întreg rostul Iașului. Universitatea și studenții au fost în centrul preocupărilor sale. Înscris sau în conferințe,
Unele dintre acestea, susținute în aula universității, spunea, citez, nu văd problemă mai importantă pentru noi azi decât întărirea și perfecționarea școlii. Încheie citatul. În același spirit, stimați colegi și dragi studenți, nu văd problemă mai relevantă decât întărirea și perfecționarea universității. Universitatea trebuie să rămână unită, trebuie să ofere membrilor săi atmosfera propice dezvoltării, să lucreze continuu la întărirea spiritului comunitar și la constituirea sau refacerea punților care odinioară au existat. România va redeveni puternică dacă noi, Universitatea, vom reuși să formăm și să oferim atât de necesară elită conducătoare. Aș vrea să înțeleagă că nu pledez pentru unificarea universităților eșene din punct de vedere administrativ, însă pentru o îmbunătățire permanentă a relațiilor interinstituționale, da, și voi fi mereu susținător acestei idei. Vă doresc la mulți ani și aștept să ne revedem cu alte ocazii cu momente ca cel de astăzi, când dumneavoastră aveți de sărbătorit o asemenea aniversare. Domnule rector, aș vrea să vă transmit din partea Universității Medicină și Farmacie și a meu personal o plachetă care să marcheze acest eveniment. Vă mulțumim frumos, domnule profesor universitar dr. Viorel Scripcariu, rector al Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași. Ceremonia aniversară continuă cu mesajul domnului profesor universitar dr. Ovidiu Gabriel Iancu, președinte al Senatului Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Domnule președinte, vă rugăm! Stimate domnule rector, stimate domnule profesor Tuluc, invitatul special al zilei de astăzi, stimate reprezentant al Consiliului Județean, stimate domnule primar, stimate domnule rector al Universității de Medicină și Farmacie, stimate domnule director general al Filarmonicii Moldova, stimate domnule inspector șef sau stimați reprezentanți ai jandarmeriei, ai garnizoanei Iași, stimate doamne director și stimați domn director de la colegiile naționale ale liceilor din Iași, stimate doamne director și stimați domn director ai băncilor partenere, să nu-l uităm și pe domnul academician, director al Institutului de Istoria Dexenopol, de la cărui naștere anul acesta se aniversează 175 de ani și cred că Banca Națională a și emis o monedă specială în acest sens. Stimați reprezentanți ai Arhiepiscopiei Iașilor și ai Episcopiei Romano-Catolice de Iași, stimate doamne prorector și stimați domn prorector, stimate doamne decan și stimați domn decan, de asemenea, stimată doamnă directora Institutului ICU AIC, stimați membri ai Senatului, venerabili profesori, o parte dintre dumneavoastră aniversați astăzi, stimate domnule profesor Oprea, dar și toți cei care poartă numele Sfântului aniversat astăzi, stimați colegi, dragi studenți, eu intenționez în scurtul cuvânt să aduc aminte despre doi profesori ai universității noastre de la căror naștere se împlinesc anul acesta sau se vor împlini în decembrie 100 de ani, apoi foarte pe scurt ce s-a întâmplat pe plan mondial acum 100 de ani și ce s-a întâmplat special în universitatea noastră acum 100 de ani. Mai întâi e vorba despre Nicolae Gostar, care a fost istoric și arheolog, născut la Deva, evident 1922, la 2 martie. A fost o cunoscută personalitate în domeniile istoriei vechi ale arheologiei și epigrafiei, a slujit învățământul și cercetarea eșeană timp de peste 2 decenii. El este absolvent al Universității din Cluj-Napoca, alături de mulți alți români care s-au jertfit pe front și Nicolae Gostar, dar și următorul nostru aniversar, Vasile Neamțu, au fost pe front. La întoarcere a fost încadrat la
Universitatea Clujeană în 1948, mai întâi ca asistent la istorie universală veche, iar în 1957 a concurat pe un post de conferențiar la Iași și a ținut cursurile de istorie universală veche, limbă latină, epigrafie latină și introducere în arheologie. A făcut parte, evident, din cel dintâi colectiv care a reluat după război săpături arheologici la cetățile și așezările din țara noastră. Sunt multe de spus, dar timpul nu ne permite. Să spun acum câteva cuvinte despre profesorul Vasile Neamțu. Pe data de 19 decembrie se vor aniversa 100 de ani de la nașterea sa. El s-a născut în Bucovina, a făcut studii secundare la Suceava, universitare la Iași, după ce în 1943 a trecut cu succes examenul de admitere la Facultatea de Litere și Filozofie a Universității noastre. Evident, cum am spus, a fost de asemenea pe front. Vasile Neamță, spre deosebire de Nicolae Gostar, care a luptat efectiv, a fost încadrat la o misiune în Cehoslovacia, la un serviciu auxiliar de armament și muniții, pentru că fusese accidentat cu câteva luni înainte. Și începând cu 5 aprilie 1949 a fost încadrat asistent la Facultatea de Litere și Filozofie a Universității noastre, lector și ulterior conferențiar universitar. Academicianul Spinei a scris un expozeu foarte frumos despre acest profesor care a suferit cumva și urmările faptului că nu s-a implicat politic, nu a fost membru de partid, el a ieșit la pensie conferențiar. Doctor, evident, în istorie, vicepreședinte al Comisiei Monumentelor Istorice pentru Moldova. Deci, întâmplător sau nu, dacă invitatul nostru de astăzi va vorbi despre, cumva, despre istoria universității noastre și profesorii universitari astăzi sunt tot istorici. Acum, câteva date interesante privind anul 1922 pe plan mondial. În primul rând, Achille Ratti a devenit Papa Pius al XI-lea, a fost unul dintre cele mai lungi conclavuri din istoria papalității, a fost ales, cum zicea un episcop, după a 14-a ședință a conclavului, exact a făcut referire la 14 popasuri ale lui Iisus cu crucea în spate până la Golgota. A fost cel care în 1929 a semnat tratatul Lateran prin care Italia a recunoscut Vaticanul ca stat independent și sediu al Sfântului Scaun. În același an, Egiptul a devenit stat independent față de Marea Britanie, Ahmad Fawd I a devenit regele Egiptului, o chestiune care a avut legătură cu istoria întregului est a acestui continent. La 3 aprilie, Iosif Visarionovici Stalin l-a succedat pe Vladimir Ilich Lenin ca lider al Uniunii Sovietice și evident pentru noi, pe plan național, dar acesta a fost un eveniment la care a participat inclusiv regele Marii Britanii, tatăl reginei Elisabeta, care tocmai a trecut la veșnicie, a fost încoronarea regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria. La 1 noiembrie, Imperiul Otoman încetează să existe, odată cu abdicarea ultimului său sultan, Mahomed al VI-lea, care a părăsit Constantinopolul la bordul unui vas britanic. Apoi, în 4 noiembrie, a fost descoperit mormântul lui Tutankhamon în Egipt, pe Valea Regelui. Pe 30 decembrie, un eveniment care, cred eu, are legătură cu ce se întâmplă acum pe plan mondial și mai ales în vecinătatea noastră. La 30 decembrie, Rusia, Ucraina, Belarus și Transcaucazia, reprezentanții lor, au proclamat de la Teatrul Bolșoi din Moscova formarea URSS. De departe, se spune că cel mai îngrozitor eveniment din Rusia și din lume în 1922 a fost foametea din regiunea Volga și nu numai. Se estimează că au murit circa 5 milioane de oameni. Acum, în acel context, ce s-a întâmplat special în universitatea noastră? Întâmplător sau nu, având în vedere că astăzi este alături de noi domnul rector al Universității de Medicină și Farmacie, unul din evenimentele interesante ale anului 1922 a fost alegerea reprezentantului Universității din Iași în Senatul Țării, în persoana unui medic, dermatolog, Gheorghe Demetriade. De asemenea,
În acel an a fost desemnat Orest Tafrali, profesor titular al Catedrei de Arheologie de la Facultatea de Litere, să reprezinte Universitatea la serbările centenarului descoperirii lui Jean-François Champollion, care a făcut la 14 septembrie, acum 200 de ani, o descoperire senzațională, reușind să descifreze primele semnificații ale unor scrieri hieroglifice egiptene. Apoi, în același an, an foarte tumultos în universitate, care a culminat cu demisia rectorului de atunci, au început foarte multe proteste. Unul dintre proteste s-a soldat la rândul acestuia cu o reacție a multor studenți din universitate care au cerut excluderea lui Timotei Marin, etnic moldovean, student la Facultatea de Litere și Filozofie. El era membru al Comitetului Local Iași al Partidului Comunist, partid care se înființase cu un an înainte, adică în 1921. Acel student s-a lansat în organizarea unor manifestații studențești de amploare, urmând revitalizarea stângii mediului universitar. Și evident, atunci profesorii erau mulți implicați politic, o parte erau de stânga, o parte de dreapta, au fost multe, să spunem, evenimente contundente în universitate. Evenimentul cel mai important a fost conflictul dintre Facultatea de Drept și Rectorat, despre care s-a și scris, există în arhive numeroase documente. Dacă domnul rector a vorbit astăzi despre, să spunem, colaborările pe care le are universitatea noastră cu alte universități ale lumii, în acel an, desigur, în contextul în care a fost încoronat Ferdinand, probabil, universitatea a fost vizitată și de către ministrul plenipotențiar al Franței. E de spus că la acel moment noi nu aveam ambasada Franței României, aveam miniștri plotențiari până la momentul înființării ambasadei și, de asemenea, universitatea a fost atunci vizitată de misiunea științifică franceză în România, de către profesorul lui Gentil de la Sorbona. Cum am spus, anul acela a culminat cu demisia rectorului, filolog germanist Traian Bratu, a fost ales atunci, dar nu în ordinea în care s-alegeau rectorii, Ion Simionescu. Ion Simionescu era al treilea pe lista care a fost transmisă ministrului, deci a fost momentul în care universitatea a rămas la sfârșitul anului fără rectorul Bratu, el ulterior a revenit rector, dar într-un alt context. Ion Simionescu a refuzat mai întâi, dar a fost apoi numit rector și a stat, a mai povestit despre această personalitate. El a stat la Iași o perioadă, după care a plecat la București, a ajuns președintele Academiei Române și la moartea sa au fost funerale de stat. Închei, evident, dorim și universității noastre mulți ani în pace, înțelegere, armonie și, de asemenea, la mulți ani tuturor aniversațiilor noștri de astăzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte al Senatului Universității, pentru informațiile interesante pe care le-ați prezentat. Născut la Simeria, județul Hunedoara, în 1962, reputatul istoric Cătălin Turliuc este absolvent și doctor al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În prezent este cercetător gradul 1 și șef de departament la Academia Română, Institutul de Istorie Adexenopol Iași, precum și profesor universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. A publicat în țară și străinătate 21 de cărți, manuale și cursuri, a coordonat 14 volume și este coautor și colaborator la peste 100 de volume. De asemenea, a publicat peste 50 de studii în reviste de prestigiu și peste 350 de articole în diverse reviste și jurnale. A fost visiting professor la Oxford University, University of Illinois at Urbana-Champaign, Universitatea de Stat a Moldovei și altele. A primit peste 30 de premii, medalii și distinții în țară și străinătate.
inclusiv premiul Mihail Cogălnicianu al Academiei Române. Preocupările sale științifice includ studii cu privire la naționalism și etnicitate, istorie modernă și contemporană, procesul modernizării, istoria dreptului și istoria construcției europene, teoria și istoria relațiilor internaționale. În cele ce urmează, profesor dr. Cătălin Turliuc va susține conferința Suveranii României și Universitatea Ieșeană, Fragmentarium istoric. Domnule profesor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, cred că e o premieră să fiu aplaudat înainte de a vorbi. În fine, magnificențele voastre, domnilor rectori, excelențele voastre, reprezentanți ai puterii județene, locale, firește, domnule primar, comunitatea academică, nu vreau să consum foarte mult din timpul alocat pentru conferință, înșirând pe toți cei care onorează astăzi cu prezența lor această ceremonie, care fără îndoială este una relevantă pentru tradiția instituțională a acestei universități, s-a spus de nenumărate ori, prima universitate modernă a țării. Aș vrea mai întâi să îmi exprim satisfacția și mândria pentru faptul de a fi invitat ca astăzi, în fața domnilor voastre, să prezint câteva aspecte, consider eu, relevante din legătura pe care Casa Regală a României a avut-o cu această universitate, pornind și de la ceea ce s-a evocat aici de domnul președinte al Senatului, și anume momentul celebrat, iată, în acest an, într-un mod deosebit, după o perioadă lungă de tăcere, momentul care a finalizat, practic, procesul constituirii statului național unitar român, a României întregite, cum îi spun eu, în 15 octombrie 1922, la Alba Iulia. Fără îndoială, titlul pe care l-am ales sugerează că e vorba de niște decupaje din istoria acestor legături între două instituții fundamentale ale României, parcurse pe drumul modernizării sale, și cred că este justificată această opțiune, având în vedere și modul în care noi relaționăm memoria, istoria și uitarea. Așa cum știți, acest titlu sau această triadă este titlul ultimului volum publicat de Paul Ricoeur și, firește, raporturile acestea sunt extrem de relevante pentru modul în care istoria funcționează în societate. Despre universitate s-a scris foarte mult, există enorm de multe documente păstrate în arhive, există această memorie instituțională excepțională care cultivă o tradiție firească și necesară, pornind și de la premiza că, iată, universitatea este una din cele mai reziliente, să folosesc acest cuvânt astăzi des uzat și abuzat, una din cele mai reziliente instituții aflate încă în funcțiune, pornind chiar de la realitatea că din cele peste 100 de instituții cunoscute în vremea Renașterii, 82 dintre ele sunt universități care funcționează până în ziua de astăzi. Firește, atunci când vorbim despre prima universitate modernă a țării, nu putem evita problema modernizării. Ce a însemnat, de fapt, modernizarea pentru România veacului al XIX-lea, veacul cel lung, secolul naționalităților, cum este numit el? Modernizarea a fost un proces extrem de complex care a debutat, firește, mai întâi cu occidentalizarea. S-a menționat aici, cu drept temei, că foarte mulți dintre cei care s-au aflat la rostru, la catedra facultăților, universității, au fost formați în Occident. Peste 80% din cadrele didactice ale universității, după momentul formării sale în 1860 și până spre sfârșitul veacului al XIX-lea, au avut astfel de calificări, titluri, obținute în mari universități occidentale. Modernizarea însă a rupt această tradiție a occidentalizării, pentru că occidentalizarea, așa cum știți, ține de ceea ce numim noi teoriile dependenței, iar modernizarea, firește, de teoriile dezvoltării. Relația cunoaștere-societate în lumea modernă, în societatea modernă, este una extrem de actuală până astăzi, pentru că de foarte multe ori știm foarte bine
trăim sunt această paradigmă a societății bazate pe cunoaștere, acum când suntem practic inundați de informații și marea noastră problemă, marea problemă a tuturor modelelor palideice dezvoltate în lume, este aceea de a transforma informația în cunoaștere. Astăzi vedem și am ascultat cu toții și în intervențiile anterioare o perspectivă oarecum funcționalistă asupra rolului universității în societate. Și întotdeauna a existat o dublă percepție. Învățământul superior, universitatea, este o instituție care formează oameni pentru piața muncii sau este o instituție dedicată formării de cetățeni responsabili, generatoare de elite și așa mai departe. Relația aceasta între autoritatea epistemică și autoritatea politică, epitomizată de raporturile stabilite între Casa Regală, Suveranii României și Universitate, în cazul nostru Universitatea Iașana, este extrem de relevantă din această perspectivă. Pentru că nu e așa, universitatea a fost mereu considerată fie ca un factor de consolidare a puterii statului, ori ca un pericol la adresa ordinii de stat, a conducerii statului în diverse momente ale istoriei. Dacă ar fi să ne uităm la istoria Universității Ieșene, vom depista că până la războiul de întregire a neamului și în perioada siajului acestuia, Universitatea a consolidat puterea, a avut un rol determinant în promovarea interesului național, a dezideratelor de emancipare în toate direcțiile, pornind de la, evident, dobândirea independenței de stat, în urma crizii orientale și a războiului din 1878, apoi, firește, odată cu modul în care s-au realizat unirile succesive, care, fără îndoială, au marcat destinul nostru până la realizarea de facto a Marii Uniri și apoi recunoașterea ei de iure la Conferința Păcii de la Paris din 1920. Perioada interbelică a fost însă o perioadă în care am văzut că s-au născut aceste ideologii contrarii, ideologii aflate pe extreme. De la bolșevism și-a fost aici amintit momentul formării URSS-ului până la, de ce nu, marșul asupra Romii al lui Mussolini din octombrie 1922, care a consacrat fascismul. Victor Emmanuel al III-lea va fi cel care va da puterea lui Mussolini, cel care va semna mai apoi concordatul cu Vaticanul. Avem de-a face cu o lume frământată, o lume ieșită după o adevărată hecatombă, care a fost această primă conflagrație mondială, primul război total din istoria umanității, un război la care, firește, românii au plătit un preț de sânge colosal. Suntem a treia națiune, procentual vorbind în raport cu populația, în ceea ce privește pierderile suferite, după Imperiul Otoman și după Serbia. România a avut atunci clipa sa astrală din secolul 20, un secol scurt, un secol al extremelor, un secol al sârmii ghimpate, al totalitarismelor, și fără îndoială mediul academic, Universitatea Ieșană, poate înainte de toate, au generat voință națională. Ceea ce s-a întâmplat cu studenții universității, care nu erau foarte mulți, erau aproape 700 de studenți, ceea ce s-a întâmplat cu cadrele didactice, ceea ce s-a întâmplat cu sediul universității, toate aceste lucruri vin să dovedească o dată în plus conștiința națională și modul în care a funcționat în mediul universitar și academic românesc și ieșan, pentru că atunci Iașul, așa cum vă amintiți cu toții, a fost capitala rezistenței până la capăt. Practic, din noiembrie 1916 până la 1 decembrie 1918, inima națiunii române și speranța i-a bătut aici, în Iași. Iată deci că în această primă parte a dezvoltării sale, spuneam, Universitatea a conlucrat în promovarea idealului național și, firește, a constituit elitele care au făcut ca România, în debutul secolului trecut, în debutul secolului 20, să reprezinte 0,82% din economia lumii. Dacă vă întrebați cât mai reprezintă ea astăzi, firește, suntem undeva la 0,34% din economia lumii. A existat această nevoie a formării personalului înalt calificat și toți acești oameni, ale căror nume sunt atât de multe încât e greu să le rostim aici pe toate fără a comite nedreptăți față de memoria lor, s-au implicat activ în acest proces, pentru că rolul universității
a fost schimbat. Universitatea este un amestec de tradiție și progres. Este cumva paradoxal rolul ei în toate societățile. Și cred că dacă universitate poate epitomiza ceva la nivel social, este ceea ce grecii numeau timos. Este nevoia aceasta a spiritului, a sufletului, de demnitate și de respect. Timosul este cel care a motivat construcțiile identitare de toate naturile. E un concept pe care îl întâlnim, dacă vreți, în cărțile lui Nietzsche, atunci când el vorbește de omul fără piept, omul lipsit de curaj, omul care este supus doar consumului, care este manipulabil și așa mai departe. Timosul și, firește, izotimia a fost cea care a manifestat și a funcționat în mediul universitar. Raporturile care s-au stabilit între cadrele didactice și studenți, evident, au evoluat pe măsură ce societatea s-a liberalizat și s-a democratizat. Pentru că secolul al XIX-lea, secolul în care s-a născut această primă universitate modernă a țării, a însemnat și liberalizare și democratizare. Sunt patru trăsături comune, împărtășite de toate universitățile secolului al XIX-lea, oriunde pe glob. În primul rând, e vorba de creșterea numărului studenților, de diversificarea disciplinelor studiate în mediul academic, deschiderea accesului către învățământul superior unor categorii din ce în ce mai largi, pentru că foarte multă vreme, mai ales în Franța, învățământul superior a fost rezervat păturii superpuse, cum ar spune Eminescu. De asemenea, profesionalizarea. Nu? Dacă astăzi știm că în mediul universitar se studiază peste 8.000 de discipline, da? Trebuie să înțelegem că această diversificare și profesionalizare a însemnat pe fondul modernizării, care în fond a însemnat industrializare, secularizare, birocratizare, omogenizare și asimilare, dacă ar fi să grupăm procesele fundamentale ale procesului modernizării, toate acestea vin să dovedească o realitate. Sigur că aceia dintre dumneavoastră care sunteți curioși sau ați fost curioși și v-ați uitat în documentele constitutive, în actele de arhivă, în modul în care a evoluat și s-a construit și s-a autoconstruit în bună măsură Universitatea Ieșeană, veți vedea că la debutul ei numărul studenților era foarte mic, în jur de 100 de studenți. Dar trebuie să avem și o perspectivă europeană. Iată, domnul președinte al Senatului a făcut turul anului 1922. Dați-mi voie să fac și eu același lucru pentru universitățile relevante ale lumii din acel moment. Bună oară, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, numărul studenților la cele 20 de universități germane a crescut de la circa 12.000 la 33.000. În Anglia, de la 3.400 la circa 18.000. În Franța, de la 11.000 la circa 30.000. Sigur, și la noi, acest număr a evoluat de la câteva sute la aproape 2.000 în preajma războiului dintre giri. Asta ne dă și dimensiunea ritmului, al pulsiunii, a accesului, a liberalizării, a modernizării, a modului în care comunitatea românească din acea vreme, preocupată, firește, de marile probleme care însemnau realizarea idealului național înainte de toate și așezarea noastră în sincronie cu Europa, dau încă o dată măsura modului în care universitatea a fost un centru de pulsiune pentru procesele acestea. Firește, modelul urmat de Universitatea Ieșeană a fost o combinație între modelul francez, știți foarte bine, Alexandru Ioan I a fost cumva protejatul, să spunem, până la un anumit punct al lui Napoleon al III-lea, modelul francez era modelul dominant în epocă și, firește, acest model a fost adoptat inițial și în învățământul superior românesc, fac referință și la Universitatea Ieșeană și cea bucureșteană, care, firește, i-a urmat un pic mai târziu, deși piatra fundamentală a Universității din București a fost pusă în toamna anului 1857. În fine, trebuie să precizăm că a urmat apoi o puternică influență germană și acest lucru s-a concretizat în dimensiunea, să spunem așa, pragmatică a cunoașterii care era transmisă în mediul universitar.
laboratoare, seminarii și așa mai departe, această interconectare, să spunem, cu viața, cu pulsiunile reale din societate, se datorează modelului german. În fine, pentru că vorbeam despre suveranii României și Universitatea Ieșeană, trebuie să remarcăm câteva similitudini. Firește, nu uităm vechiul proverb francez, comparaison n'a pas raison. Dar și Casa Regală, care este furnizoare și a fost întotdeauna furnizoare de prestanță și prestigiu, are propriile reguli, un protocol, o anumită conduită. Ea este organizată ierarhic. Firește, este o structură conservatoare și greu supusă schimbării. Deopotrivă, are o proprie heraldică. Universitatea, la rândul ei, are și ea regulamente, ierarhii, conduite, numai că ea se află în permanență într-un stadiu cinematic accentuat. E o schimbare a ritmului foarte rapidă. Și firește, universitatea însăși este un promotor al schimbării. Și are o heraldică. Dacă ne gândim la heraldica Universității Alexandru Ioan Cuza, vedem această imagine trifurcată care reprezintă cele trei facultăți inițiale și nu doar atât. Cele trei stele cu raze diferite care semnifică fiecare facultate care s-a adăugat de-a lungul existenței sale și firește în mijlocul scutului avem Cartea Legii Sacre, Biblia. Da? Credință și cunoaștere. Iată această relație care a mai fost evocată astăzi aici, extrem de importantă. Trebuie să spunem că Universitatea, pentru că am vorbit de dimensiunea națională, a avut un rol extrem de important în a promova românii aflați în teritoriile sub stăpânire străină. Știm acest lucru încă de la începuturile sale, români de peste munți au ajuns profesori aici, și vorbim firește de Simeon Bărnuțiu, vorbim de Ștefan Emilian, sunt mulți, nu vreau să insist asupra lor, îi găsiți în orice istoria universității și slavă Domnului, s-au publicat destule istorii ale universității din Iași, multe dintre ele foarte documentate și prezentând în amănunt toate aceste chestiuni. Avem deci și această vocație care era de fapt ambiția, dorința, manifestată, evident, cu rezervele diplomatice ale vremii de întreaga elită politică românească. Grija pentru românii aflați sub stăpânire străină. Și ea s-a manifestat extrem de bine la nivelul elitelor intelectuale. Și Academia Română și universitățile din România, vechiului regat, au știut să fie un magnet pentru profesori, pentru studenții de peste munți, pentru cei care evident, au crezut, conform vechii formule, că pentru români soarele la București răsare. În fine, ar fi de spus, înainte de a marca câteva din vizitele importante pe care regii români le-au făcut la Universitatea Ieșeană, un paradox extrem de interesant și provocator. Este paradoxul lui Karl Albrecht. Karl Albrecht a scris o carte foarte frumoasă în anul 2003, care se numea The Origins of Minds at Work, Organizational Intelligence in Action. El spunea și formula paradoxul în felul următor. Oamenii inteligenți, când sunt reuniți între organizații, vor tinde treptat spre stupiditate. El vorbea însă despre acest lucru în cazul organizațiilor liniare. El însă a dat și soluția și a introdus acest concept de sintropie care este extrem de interesant și important pe care îl vom regăsi cumva și în mediul universitar și în cazul Universității Ieșene, prin care se dorea reunirea oamenilor, ideilor, resurselor, sistemelor, a conducerea managementului, cum îi spunem noi astăzi, într-o manieră capabilă de a maximiza rezultatul dorit prin posibilitatea acordată fiecăruia de a ajunge la maximul potențialului propriu. Iată deci că sintropia trebuie gândită ca fiind antinomică, opusă entropiei, care se manifestă în multe dintre universitățile lumii. Dacă ne gândim la ceea ce se întâmplă astăzi, peste ocean mai ales, la woke, la mișcarea woke, la cancel culture, la toate aceste lucruri, la ascensiunea ideologizată a unor curente care schimbă ritmurile și normalitatea, așa cum o percepem noi a vieții universitare, vom înțelege foarte bine ce înseamnă această entropie din mediul universitar.
Fără îndoială, Universitatea Ieșană a fost structurată non-liniar și acest lucru a fost cel care a garantat generarea și transferul de cunoaștere către noile generații. În fine, spuneam că subtitlul conferinței mele de astăzi este Fragmentarium istoric. De ce fragmentarium? Pentru că relația între Casa Regală și Universitatea Ieșană, și firește mă refer la momentul din care România devine monarhie constituțională prin Constituția de la 1 iulie 66 și până în momentul în care Mihai I este silit să abdice, Casa Regală, prin membrii săi, a fost mereu prezentă în mediul universitar. A existat această dublă legitimare. Și fără îndoială, transferul acesta de capital simbolic a fost întotdeauna extrem de relevant pentru că s-a adresat celor care, pe de o parte, aveau această autoritate epistemică, cei care transformau cunoaștere, cei care erau, să spunem așa, formatori de opinii, cum am spune noi astăzi, în sensul vremii de atunci, și cei care reprezentau, care au simbolul puterii a establishmentului statului modern român. Într-o primă vizită, la 17 august 1866, după evenimente cunoscute, principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, vizitând Iașu, îl numește deja a doua mea capitală și recunoaște implicit sacrificiul făcut de orașul Iași odată cu mutarea capitalei. Vizita lui a fost și o vizită la universitate și din acest moment, practic, vom vedea că în numai puțin de 18 rânduri membrii ai familiei regale vor vizita Universitatea Ieșană. Un alt moment care merită evocat și este evocat mai peste tot și de care se leagă cumva memoria acestui loc este vizita făcută de principele Ferdinand în prima sa calitate oficială, nepotul lui Carol, regelui Carol I, la 23 mai 1893, atunci când se pune piatra de temelie a Palatului Universitar din Copou. Participă atunci, alături de principele Ferdinand, Tac Ionescu, la vremea respectivă ministrul instrucțiunii, iată, anul ăsta se împlinesc 100 de ani de la moartea sa, de asemenea, firește rectorul Universității Ieșene, Neculai Culianu, și rectorul Universității Bucureștene, Titu Maiorescu. Așa cum bine știți, relația lui Titu Maiorescu cu Universitatea Ieșană este poate chiar subiect de roman. Trebuie să menționăm că la această ceremonie, și veți vedea mistria la Muzeul Universității, care de altfel găzduiește și trebuie să vă transmit această invitație, dacă ea nu v-a fost făcută încă, o expoziție foarte frumoasă, sunt peste o duzină de panouri care prezintă momentele vizitelor regale la Universitatea Ieșană, iată, vin foarte bine în complementaritate cu ceea ce discutăm noi astăzi. Este prezent, spuneam, la această ceremonie și arhitectul lui Blanc, cel care a gândit și a proiectat Palatul Universitar. Firește, după acest moment urmează momentul inaugurării, este un moment de data aceasta marcat de prezența regelui Carol I, a reginei Elisabeta, la 21 octombrie 1897. Evident, de data aceasta el este însoțit în alaiul regal de președintele Consiliului de Ministri, liberalul Dimitrie Sturza, în prezența Mitropolitului Moldovei, Iosif Naniescu, cel care a construit Catedrala Mitropolitană din Iași, sau mai bine spus, a finalizat acest proiect început încă de foarte multă vreme, de asemenea, rectorul Neculai Culianu. Acesta este și momentul în care, în aula care astăzi se află în folosința Universității Tehnice Gheorghe Asache, sunt plasate două inscripții, una dedicată principului Ferdinand și cealaltă cuplului regal. Fără îndoială, momentul acesta a fost un moment evocat, inclusiv în media acelei vremi, în presa ieșană, a fost
au fost sărbătorii, au fost o sărbătorire extraordinară, a fost bătută și o medalie extrem de relevantă, pe această medalie fiind figurând chipurile lui Mihail Sturza, Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Ioan I și evident a regelui Carol I. În fine, șirul vizitelor regale continuă în debutul secolului trecut, în debutul secolului 20, când în septembrie 1904 regele Carol I participă la deschiderea cursurilor universitare și prezența sa a fost atunci prilejuită de un alt moment relevant pentru viața comunității noastre. E vorba de resfințirea Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc și a Mănăstirii Treierari, restaurată de Lecomte de Nuit, așa cum știe toată lumea. Aceasta a fost cea de-a 16-a vizită a unui membru al familiei regale în Iași. Firește, trebuie menționat și de data aceasta că alături de Sturza va fi prezent și Spiru Haret, autorul celebrii legii de la 1898, cea care va reglementa pentru foarte multă vreme inclusiv viața universitară românească. În fine, în anul 1906, atunci când se marca jubileul domniei lui Carol I, de regulă un jubileu, așa cum bine știți, sunt 50 de ani, dar în fine, asta a fost formula epocii, o reproducem și noi. Universitatea a fost și ea prezentă la celebrarea celor 40 de ani de domnie a regelui Carol, o domnie lungă, o domnie fructoasă, o domnie care, așa cum spuneam, a pus România pe harta unei sincronii europene de la acea vreme în ceea ce privește ritmul dezvoltării sale, în ceea ce privește treptat dobândirea unui caracterului de putere subregională în această parte a lumii. Marele moment al semicentenarului din 1911 este marcat la 28 septembrie prin participarea firească a familiei regale, urmată de o serie întreagă de manifestări, sunt tipărite atunci și 8 timbre, toate evocând momentele fundamentale ale universității și ale familiei regale. De asemenea, avem de-a face și cu baterea unei noi medalii. Tot în acel an, iată, se întâmplă să fie marcat și zborul lui Aurel Vlaicu, invitat aici în mod special deasupra Iașului, aceia care au vizitat mănăstirea Cetățuia și nu mă îndoiesc că toți ați făcut-o, ați văzut că este pusă și o placă acolo care marchează acest zbor. Și de asemenea, este anul în care este dezvelită statuia lui Mihail Cogălnicianu și aș face aici o paranteză, vă rog atunci când ieșiți din universitate să vă uitați cum arată, precum Charlie Chaplin cu costumul mâncat de moli, bronzul acela n-a mai rezistat, domnule primar, domnule rector, e nevoie să reparăm această statuie, să o restaurăm, cred că deja există în proiectul domniilor voastre, pentru că nu se află la prestanța și la înălțimea pe care ar trebui să o aibă această statuie, în preajma căreia se adună zilnic zeci de mii de oameni, probabil, sau mii de oameni, așteptând mijloacele de transport în comun. Mă întreb oare de ce nu se ridică ochii spre statuie, măcar așa în trecere, să observe acest lucru. E necesar acest demers, sunt convins că el va fi făcut. În fine, ajungem la momentul războiului de întregire, evocat adesea în literatura dedicată Universității din Iași, era firește un loc al fermentului național, era firește un loc în care ideea și ambiția și voința românilor s-a manifestat, cu atât mai mult cu cât elita românească a vremii, în ansamblu ei, a fost profund implicată în acest mare război. Regele Ferdinand a înțeles, devenit acum regele Ferdinand întregitorul, nu? După ce fusese Ferdinand cel leal sau Ferdinand cel loial, a înțeles rolul foarte limpede în domnia sa de 11 ani a relației cu mediul academic, așa cum o va simți și mai puternic cel care adesea este blamat, regele Carol al II-lea. Nu întâmplător, în anul 1920,
va marca prezența sa la Universitatea Clujeană, devenită acum românească, și nu întâmplător Universitatea din Cluj în 1927 îi va prelua numele Universitatea Ferdinand, așa s-a numit foarte multă vreme, după cum mai nou, ca să venim chiar până în zilele noastre, Universitatea de Științe ale Vieții din Timișoara, fosta Universitate de Științe Agricole și Medicină Veterinară, poartă numele majestății sale, regele Mihai I. Iată deci că acolo se întâmplă un moment excepțional. Ferdinand donează 400.000 de lei pentru înființarea Institutului de Istorie, era o sumă considerabilă pentru acele vremuri, și Institutul de Istorie din Cluj este cel mai vechi institut de istorie din țară. Nu stârnim aici gelozii, dar aceasta este realitatea și trebuie să spunem, pentru că și Universitatea din Iași, după toate peripețiile și după toate avatarurile generate de război, își va redeschide cursurile de-abia la 1 martie 1919. Șirul vizitelor regale continuă în vremea după restaurația carlistă, după momentul revenirii celui care fusese o perioadă Carol Caraiman și cel care va deveni după 8 iunie 1930 Carol al II-lea, care în 1933 vine aici și participă la deschiderea cursurilor, ținând un foarte frumos discurs. Textul acestui discurs este foarte bine cunoscut. El a fost însoțit de Dimitri Gusti, la vremea aceea ministru al instrucțiunii, și de cel al cărui nume a mai fost evocat aici, Traian Bratu, și el victimă a exceselor studenților de extremă dreaptă, și-a pierdut o ureche, el a fost, în fine, un om de stânga. Spunând acest lucru, ar trebui să facem și mențiunea că, începând cu 1 noiembrie 1933, Universitatea Ieșană va căpăta numele Universitatea Mihăilean. Carol al II-lea a fost cel care a fost, în afară de viața sa personală, cunoscută de amatorii literaturii de alcov, a fost un rege al culturii. A fost perioada cea mai fastă. A fost o perioadă în care se alocau numai puțin de 17% din bugetul țării învățământului. E ceva care astăzi e greu de egalat, poate doar Coreea de Sud, cred că Republica Turcă mai alocă sume care sunt din doi digiți, să spunem așa, pentru acest domeniu. Nu întâmplător, Carol al II-lea, cel care este primul dintre regii născuți în România, la Peleș, și-a asumat această postură de rege al culturii. Sigur, acest lucru a dus și la alte realități ale vremii, dar este momentul de maximă sincronie cu realitatea europeană, dacă vreți, perioada anilor 30, o perioadă în care România încă era o țară cu un regim democratic, în ciuda realităților din arealul geopolitic care aparținem, dacă ne gândim la Ungaria, dacă ne gândim la Bulgaria, dacă ne gândim la Polonia, dacă ne gândim, firește, la Germania. Practic, este perioada extrem de relevantă, să spunem așa, pentru ascensiunea dreptei la nivel european și marile schimbări care, evident, vor culmina cu declanșarea celei de-a doua conflagrații mondiale. Iată, pentru că tot am vorbit de a doua conflagrație mondială, în 1942 Universitatea își schimbă din nou titulatura, se va numi Universitatea Cuza Vodă, lucru care va dura până în 1948, când devine Universitatea Ali Cuza, în fine, se folosea această chestiune pentru ca în 2000 să producă gestul de reparație și să revină la denumirea pe care o are astăzi. Eu aș fi spus Alexandru Ioan I, pentru că așa ar trebui să-l numim pe cel care a fost domnitorul Unirii și nu Alexandru Ioan Cuza, ci Alexandru Ioan I, pentru că acesta era titlul său de principe, în fine, a ceea ce a devenit practic în plan intern România după 1862. Legislația din toată această perioadă a fost extrem de bogată, autonomia universitară despre care s-a vorbit aici a fost permanent lărgită, cred că un rol important sau cel mai important l-a avut legea din 32, o lege care a trecut prin mâna lui Nicolae Iorga, o lege care a consolidat autonomia universitară și în condițiile marilor turbulențe din perioada crizei, unei vieți politice agitate pe plan intern.
Dacă ar fi să privim istoric, să spunem așa, ceea ce și oarecum statistic, ceea ce Universitatea Ieșană a dat țării, iată, peste 15% din cei care au devenit membri ai Academiei, din cei peste 1100 de membri ai Academiei, au fost formați de Universitatea Ieșană sau au fost profesori ai Universității. În perioada aceasta pe care am evocat-o și care vine cumva în completarea datelor pe care astăzi domnul rector a prezentat-o, până în momentul reformei din 48 au fost numiți 12 doctori honoris causa ai universității, iar în ceea ce privește numărul studenților, care azi din păcate sunt puțini în sală, ar trebui să spunem că dacă erau vreo 100 în momentul anului școlar, anului universitar, 1860-1861, momentul de vârf al perioadei interbelice a fost înregistrat în 1933, când urmau cursurile Universității Ieșene aproape 7.000 de studenți, 6.914, dacă îmi aduc aminte bine. Fără îndoială, una din discuțiile care preocupă și astăzi cadrele didactice universitare este faptul că până în 1938 pensionarea se făcea la 70 de ani. După acel moment, vârsta de pensionare pentru cadrele didactice a fost de 65 de ani, așa cum este și astăzi, cât o mai fi. În fine, nu putem merge spre finalul micilor noastre considerații fără a aminti faptul că această relație sinergică între universitate și comunitate se află permanent în schimbare, că modul în care universitatea își asumă misiunea prin carta ei, prin modul în care cei care o conduc, cei care în calitate de cadre didactice formează noi generații, au, să spunem așa, o responsabilitate uriașă. Și această responsabilitate uriașă derivă tocmai din faptul că nu e vorba doar de transmiterea de informații și de cunoștințe, e vorba de a îndeplini această misiune duală care rezultă din însăși destinul universităților moderne, și anume, pe de o parte, de a servi realitatea socială în ceea ce privește formarea de cadre superiori pregătite, pe de altă parte, de a crea cu adevărat cetățeni. Pentru că e ușor de constatat pentru fiecare dintre noi, dacă veți merge pe stradă și veți întreba pe cineva cetățenii cât e ceasul, s-ar putea să uite urât la tine. Încă foarte mulți dintre noi suntem doar contribuabili. Și cred că a învăța libertatea este fundamental, așa cum a învăța dragostea de patrie este la fel de important, pentru că nimeni nu se naște iubindu-și patria. Suntem învățați să ne iubim patria, să o respectăm, și pentru că am vorbit de timos, nu trebuie să ajungem la megalotimie, să fim măcar isotimici cu ceea ce se întâmplă în restul Europei, să înțelegem rolul și destinul nostru și, mai presus de toate, să înțelegem că această țară are și trebuie să aibă un viitor la care și Universitatea Ieșană are de contribuit din plin. Vivat Crescă ad floreat, și pentru că s-au dat distincții și medalii azi și vor urma în continuare, am înțeles, ceremonii de acest fel, dați-mi voie și mie, în semn de prețuire și omagiu pentru alma mater, să ofer domnului rector o plachetă care marchează momentul încoronării de la 15 octombrie 1922, vă rog să mă credeți, mi-a fost tare greu să nu vorbesc despre acest moment, și în felul acesta există un simbol al finalului procesului de realizare a Unității Naționale Românești. Doar câteva cuvinte, placheta pe avers are chipurile regelui Ferdinand și a reginei Maria, cea care a primit o coroană din mâna regelui Ferdinand, o coroană de 1,8 kg de aur, aur donat de un moț din Apuseni. Coroana a fost realizată la Paris, în timp ce Ferdinand a purtat coroana de oțel. Iar pe revers avem stema României întregite și statuia Olgăi Sturza, realizată la Viena, a donat orașului
cea care se află în fața Universității de Medicină și Farmacie în Piața Națiunii și care simbolizează acest moment epocal, această clipă astrală din istoria românilor, și anume realizarea unui vis pe care ar trebui să-l nutrim cu toții și astăzi. Permiteți-mi, bada, în numele meu și a comunității academice să vă mulțumim, iar prin Grădina Botanică să vă oferim un buchet de trandafiri. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule rector, am să-i dau doamnei profesoare Nicoleta Maria Turliuc. În măsura în care vă cunoașteți, nu ne gândeam că le veți ține pentru dumneavoastră, că le veți da cuiva. Mulțumim! Mulțumim, domnule profesor dr. Cătălin Turliuc, pentru că ați acceptat invitația de a susține astăzi conferința, interesanta conferință despre suveranii României și Universitatea Ieșeană, Fragmentarium Istoric. Mergem mai departe. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași are deja o bogată tradiție în a recunoaște meritele excepționale ale cadrelor sale didactice, care au contribuit semnificativ la prestigiul universității. Anul acesta nu face excepție. Prin urmare, îi invităm pe profesor universitar dr. Tudorel Toader, rector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, și profesor universitar dr. Ovidiu Gabriel Iancu, președinte al Senatului Universității, să acorde titlurile de profesor emeritus. Un moment important, moment în care recunoaștem valorile, aducem mulțumiri celor care, slujind universitatea noastră, au ajuns la momentul pensionării, ceea ce nu înseamnă ieșirea din comunitatea academică, ba dimpotrivă, rămânerea cu plusul de experiență, de cunoaștere și de dăruire către noi, către studenți, către cercetarea științifică pe care au slujit-o. Primul titlu de profesor emeritus se acordă doamnei profesor universitar dr. Alexandra Raluca Iordan, Facultatea de Chimie, pentru îndelungata și prodigioasă carieră academică, încununată de rezultate deosebite obținute în activitatea de cercetare în domeniul chimiei anorganice. Semnează rector, profesor universitar dr. Tudorel Toader. Doamnă profesor, felicitările noastre! Dacă vreți să ne spuneți două cuvinte. În primul rând, vă mulțumesc, domnule rector, domnule președinte al Senatului, Senatului Universității Alexandru Ioan Cuza, Consiliului Profesoral al Facultății de Chimie care m-a propus, Senatului care a acceptat această distincție. Sunt foarte onorată și în același timp emoționată în aceste momente și de asemenea țin să mulțumesc profesorilor mei de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, colegilor de catedră și din facultate, precum și studenților cu care am lucrat, pentru că fără aceștia nu aș fi reușit să obțin rezultatele pe care le-am obținut. Și, de asemenea, vreau să felicit Universitatea la acest moment aniversar și, cum zicea domnul primar, să ne întâlnim, poate nu peste 100 de ani, dar măcar peste
38 de ani la 200 de ani de la înființarea facultății. Vă mulțumesc! Profesor emeritus, se acordă doamnei profesor universitar dr. Carmen Mihaela Crețu, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, pentru remarcabila sa carieră academică și managerială, pentru energia intelectuală investită în studiu multidisciplinar al psihosociologiei, creativității și a talentului. Semnează rector profesor universitar dr. Tudorel Toader. Înțelegem că doamna Crețu, din motive obiective, nu este prezentă, dar invităm pe domnul decan, căruia să-i înmânăm distinția. A doamna prodecan. Poftiți? Dacă ne spuneți două cuvinte, numele dânsă. Sigur, cu tot dragul domnule rector, domnule președinte al Senatului, în numele doamnei profesor Carmen Mihaela Crețu și al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, vă mulțumim pentru distinția aceasta. Se acordă gradul de profesor emeritus domnului profesor universitar dr. Dumitru Stan, Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice, pentru cariera academică, didactică și editorială, pentru abnegația pusă în slujba studiului sociologiei, reflectată în lucrări științifice de o reală valoare, semnat rector profesor universitar dr. Tudorel Toader. Domnule profesor, felicitări! Dacă aceasta este procedura, atunci să spun și eu două cuvinte, nu mai mult, chiar trei. Dacă atunci îl adaug și al treilea. În momente de felul acesta, un sociolog francez spunea că devii ori stupid când nu ți-a pregătit un cuvânt, ori stupid, ori patetic, prefer a doua variantă. Ceea ce aș vrea să vă spun, sunt onorat, măgulit, fără îndoială, vine la momentul pensionării, 65 de ani, dar am considerat-o această vârstă ca un moment în care urmează marea trecere. Deci până la marea trecere n-ar mai fi multe alte lucruri de făcut. Prin acest titlu, consider că urmează o resetare, o restartare, cumva și o păstrare a legăturii cu universitatea, în speranța că avem încă alte lucruri de spus. Oricum, una peste alta, fiind un moment aniversar, mulțumesc universității pentru faptul că m-a format, că mi-a dat șansa să activez aici atât de mulți ani și am avut companie, persoane tinere care m-au revigorat de fiecare dată, că mi-a oferit șansa să am acces la capitaluri culturale elevate și mai ales că am realizat, revin la ceea ce am zis mai înainte, mari treceri. Am trecut de la nelicențiat la licențiat, am devenit doctor, am devenit abilitat, am trecut prin toate treptele didactice și toate aceste chestiuni, gradele didactice, corect, da? Și toate aceste chestiuni mi-au delimitat o schemă de viață personală, un mod de viață care nu știu cum ar fi putut să fie altfel dacă nu ar fi fost legat de universitate. Vă mulțumesc mult pentru distinție. Profesor emeritus, se acordă domnului profesor universitar dr. Alexandru Stancu, Facultatea de Fizică. Pentru dedicarea cu care a slujit educația, cercetarea și inovarea în domeniul fizicii plasmei și a contribuit la formarea noilor generații, care transmit mai departe faima și prestigiul învățământului superior ieșean. Semnat rector, profesor universitar dr. Tudorel Toader. Domnule profesor, felicitări!
Și dacă ne spuneți două cuvinte. Da. În primul rând aș vrea să mulțumesc domnului rector, conducerii universității, colegilor care au propus și au aprobat acest titlu de onoare. Întâmplarea face ca să împlinesc exact 50 de ani zilele acestea de când m-am hotărât să studiez fizica. Pe lângă cei 46 de ani legați de universitate, mai sunt 4 legați de liceul Emil Racoviță, clasa specială de fizică. Asta însemna 9 ore de fizică pe săptămână tot liceul. Deci sunt 50 de ani, au trecut și probabil colegii și-au dat seama că n-am reușit încă să termin studiul Universului și mi-am dat seama și eu și, din fericire, Universitatea mi oferă ocazia să continui în legătură cu Universitatea. Vă mulțumesc foarte mult! Profesor emeritus se conferă domnului profesor universitar doctor habilitat Liviu Leontie, Facultatea de Fizică, pentru rezultatele importante obținute în activitatea didactică și de cercetare științifică în domeniul fizicii materialelor, care desăvârșesc o frumoasă carieră academică. Semnat rector, profesor universitar, dr. Tudorel Toader. Domnule profesor, felicitări! Felicitări! Îngăduiți să vă transmitem și diploma. Și dacă câteva cuvinte. Stimate domnule rector, domnule președinte al Senatului, stimați invitați, onorată asistență, sunt impresionat de, în mod evident, de acest moment al conferirii acestei frumoase distincții și consider că este în același timp un semn al recunoașterii activității subsemnatului pe diverse planuri, inclusiv didactic și de cercetare, dar în același timp este și o recunoaștere și o prețuire a aportului pe care Facultatea de Fizică l-a adus și îl aduce în momentul de față la creșterea prestigiului universității noastre. Mulțumesc, în primul rând, lui Dumnezeu și familiei care au făcut posibile realizarea acestui moment. Mulțumesc conducerii Facultății de Fizică, colegilor, Senatului, domnului rector personal, pentru aprobarea acestei propuneri și pentru decizia respectivă. În urmă cu 46 de ani am intrat și eu pe porțile universității care m-a format ca student fizician, ca profesor, ca cercetător, ca membru al comunității academice. În tot acest răstimp am avut șansa să evoluez într-o mediu de înaltă ținută academică la care au contribuit formatorii generației mele, în același timp și colegii mei, unii dintre ei chiar brilianți și nu numai, și studenți deosebiți. Sigur că intru și eu într-o nouă perioadă a vieții, în care îmi propun să fiu mereu alături de
universitate, să împărtășesc bucuriile, realizările la care vor contribui, în mod evident, generațiile viitoare, cărora le urez din inimă să aibă inspirație, abnegație, să-și păstreze spiritul de cunoaștere și de performanță și, în același timp, le urez să-și păstreze, de ce nu, și spiritul identitar și să păstreze vii ideile care răzbat din inscripția care întâmpină pe oricare pășește pe holul de intrare al universității, care aparține tot unui fizician, marele Ștefan Procopiu. Vă mulțumesc și la mulți ani universității mele și celor sărbătoriți astăzi. Se conferă titlul de profesor emeritus domnului profesor universitar dr. Alexandru Florin Platon, Facultatea de Istorie, pentru merite de necontestat aduse la prestigiul școlii istorice eșene, la dezvoltarea colaborărilor internaționale și promovarea marilor valori ale științei și culturii naționale, atât în țară cât și în străinătate. Semnat rector, profesor universitar dr. Tudorel Toader. Înțelegând că domnul profesor nu este, domnul decan va prelua și va transmite distinția. Felicitări! Îngăduiți-mi să transmit mulțumiri din partea domnului profesor Florin Platon, din partea mea personală, a Facultății de Istorie, iar Facultatea de Istorie l-a omagiat pe domnul profesor Platon, oferindu-i un frumos volum publicat la editura Universității Alexandru Ioan Cuza. Mulțumim încă o dată. Sincere mulțumiri și felicitări tuturor cadrelor didactice care astăzi au primit titlul de profesor emeritus, multă sănătate și, de ce nu, mult succes în viitoarea activitate. Cercetarea științifică reprezintă una dintre prioritățile strategice pentru Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. În acest context, îl invităm pe profesor universitar dr. Ionel Mangalagiu, prorector pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe, să acorde premiile pentru cele mai bune rezultate obținute în activitatea de cercetare. Domnule prorector, vă rugăm. Mulțumesc. Domnule rector, stimați colegi, profesori și studenți, onorată audiență. Așa cum s-a subliniat deja, cercetarea este unul dintre pilonii de bază ai acestei universități. Și așa cum este și normal, Universitatea, ca în fiecare an, dorește să le mulțumească celor care efectuează această activitate de cercetare. Fie că este vorba de profesori, fie că este vorba de studenți, fie că este vorba de cercetători. Tot ca în fiecare an, premierile acestea sau mulțumirile se exprimă atât prin premii, cât și prin diverse alte contribuții din partea universității. Colegul menționa că dorim să premiem activitatea de cercetare. Este o specificare pe care aș dori să o fac în plus. E vorba de cercetătorii sub 35 de ani de data aceasta. Noi îi premiem și pe ceilalți cercetători cu alte ocazii care țin de diverse alte festivități. Deci este vorba de cercetătorii sub 35 de ani și ne bucurăm că avem astfel de oameni, oameni valoroși, care vor duce mai departe viitorul universității noastre, nu avem niciun domeniu. Și o să începem cu primul premiant, este vorba de domnul asistent universitar dr. Răzvan Ștefan Boiangiu de la Facultatea de Biologie.
vă doriți. Urmează de la Facultatea de Economie și Administrație a Afacerilor, domnul asistent universitar doctor Nicu Sprâncean. De la Geografie și Geologie, domnul lector universitar doctor Mihail Eva, care probabil nu a putut fi prezent. De la Informatică, domnul conferențiar universitar, universitar doctor Andreea Valentina Arusoaie. De la Facultatea de Matematică, domnul asistent universitar dr. Silviu Lazurec. De la Psihologie și Științele Educației, domnul asistent universitar dr. Octav Sorin Candel. De la Teologie Ortodoxă, domnul asistent universitar dr. Petru Cernat, care din motive obiective am înțeles că nici el nu poate veni, n-a putut veni. De la Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul de Științe Exacte, Centrul Ramtec, doamna CS dr. Roxana Strugariu Jijie. Și de la Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul de Științe Socio-Umane, doamna ACS dr. Alexandra Cehan. Cam acestea au fost premiile sub 35 de ani. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim, domnule prorector, și încă o dată sincere felicitări tinerilor cercetători care au obținut astăzi premiile. Vă dorim, firește, mult succes în viitoarele proiecte de cercetare. În anul 2010, când Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași aniversa 150 de ani de la înființare, a fost lansată Bursa Sfântul Dumitru, menită să recunoască excelența pe plan academic a performanței în cadrul competițiilor științifice studențești și a implicării sociale a studenților Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Această bursă se acordă anual în urma unei competiții de dosare. A venit momentul să aflăm cine este câștigătorul Bursei Sfântul Dumitru ediția 2022 și pentru aceasta îl invităm pe profesor universitar dr. Dumitru Oprea, fost rector al Universității din Alexandru Ioan Cuza din Iași în perioada 2000-2008, să anunțe numele studentului care a obținut bursa. Domnule profesor, vă rugăm! Eu îl invit pe domnul rector actual, care semnează în partea stângă fiind persoana cea mai importantă. Aici, în fața întregului popor academic. Mulțumesc! Aș vrea să rețineți că din 2010 a început procesul ăsta foarte interesant. Din 10.410 euro depuși cândva, încă sunt 9.000 și ceva. Adică aproape că nu s-a evaporat mai nimic. La ediția din acest an al competiției, Bursa Sfântul Dumitru a fost adjudecată punând dosarele celor 12 studenți ai universității cu performanțe deosebite. Poate a fost cea mai bine structurată variantă a studenților noștri. Un student de la chimie, un student de la drept, un student de la economie și administrarea afacerilor, trei de la fizică, unul de la filozofie și științele social-politice, unul de la geografie și geologie,
2 studenți de la litere, 1 de la matematică și 1 student de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică. Acum o să-i prezentăm pe toți și cu gingășia departamentului nostru de la universitate, am emis câte o diplomă specială, un certificat de participare, să nu uite niciodată părinții, cei apropiați, că odrasla dumnealor a fost la o competiție academică extraordinar de interesantă. Prima persoană este Andreea Mădălina Gavril. Și am să vă rog să vă ridicați numai, dacă Andreea este în sală. Felicitări, Andreea, de la Facultatea de Drept. Și cred că ar fi procedura firească să vă și înmânăm, nu? Hai. Dumneavoastră acordați, dumneavoastră stabiliți regulile, poate le spune și valoarea bursei. Valoarea bursei este aceeași de atâta vreme, 400 de euro. Și de fiecare. 400 de euro, nu de fiecare. Ar fi frumos dacă mai aveți dumneavoastră o contribuție. Da, hai să venim, să vă ofer certificatul de participare. Domnul rector, întâi. Da, felicitări. Felicitări. Mulțumim. Domnul rector pregătește probabil mai multe burse pentru la anul. Nu? Sigur. Următoarea persoană care are același certificat de participare este Laurențiu Gabriel Movilă, de la Facultatea de Chimie. Hai să-ți dau o... Felicitări! Următoarea persoană este Mihai Octavian Buța, de la Facultatea de Fizică. E un coleg din facultate care poate să-i... Da? Mulțumim. Următoarea persoană, tot de la Facultatea de Fizică, este Adina Georgiana Câmpanu. Chiar tu? Felicitări! Și domnul rector este aici. Felicitări! Și Alexandra Ioana Popa este în sală. Căsătorită Chiluc. Felicitări! Felicitări! De la Facultatea de Filosofie, Lavinia Elena Olănescu. Felicitări! Felicitări! Care este rata de schimb a euro? 5. Da, este o competiție acum cu dolarul, dacă ați observat când urcă dolarul, când coboară. Olga Bucătaru, de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor. Rector. Da. Mă provoacă. Da. De la Facultatea de Geografie și Geologie, Alexandru Constantin Curăcăescu. Felicitări. Felicitări. De la Facultatea de Litere, Andreea Georgiana Păslar. Țin să apreciez gestul foarte elegant de a fi alături de noi la momentul ăsta.
Felicitări. Felicitări. Să știți că sunt niște studenți extraordinari. N-am vrut să lungim, dar dacă v-ați uitat pe dosarele lor, a spune așa da. De 10 ori da. De la Facultatea de Litere, Paula Munteanu. Felicitări. Felicitări. Numai bine. De la Facultatea de Matematică, Vlad Ioan Ciocârlan. Felicitări. Felicitări. Cele bune. De la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Cătălina Cepopescu. Felicitări, Cătălina. Felicitări. Asta este diploma ta. Și noi ne-am consultat marile structuri din regulamentul privind acordarea diplomei finale. De fapt, se acordă premiul Sfântul Dumitru unui student, iar studentul respectiv, intuiți? Dumitru Oprea. Dumitru Oprea conferă. Este Vlad Ioan Ciocărlan, de la Facultatea de Matematică. Am putut să mai stai un pic aici. Diploma este a ta, domnul rector ți-o va da. Da. Și numai un pic ca să transmitem câteva informații despre câștigător. Este Vlad Ioan Ciocărlan, student în anul 3 la matematică. A absolvit Colegiul Național Iași cu media 9,98, iar ca student al universității a finalizat anul 1 și anul 2 cu media 10,10. De asemenea, printre performanțele obținute se numără medalie de bronz la Olimpiada Matematică pentru studenții Sinus 2022, premiul 3 la Hecatoton, provit în cadrul probei susținute de Max Caut din 2022. Numeroase premii și medalii la Olimpiadele Județene de Matematică, Olimpiade Naționale și Județene de Fizică, Olimpiada Județeană de Astronomie și Astrofizică, Olimpiada Națională de Științele Pământului, dar și la diverse concursuri de fizică. Concursul Ștefan Procopiu al elevilor români de pretutindeni, Concursul Național de Fizică, FI, Concursul de Chimie, Magda Petrovanu, Concursul Interdisciplinar Fizică-Geografie, Ștefan Hepiteș. După definitivarea studiilor, câștigătorul bursei Sfântul Dumitru își dorește să urmeze cursurile facultății masterul de la matematică în cadrul facultății respective, apoi doctorat în matematică. În principal, sunt tentat de unele subcategorii ale statisticii aplicate, de exemplu, inteligența artificială, matematici financiare, analiza riscurilor în protecția datelor, etc. Asta afirmă Vlad Ioan Ciocărlan. Extraordinar de frumos. E pe tren. Da, bună ziua. Nu mi-am pregătit un discurs înainte și nu sunt foarte bun la improvizat, așa că cred că să țin discursul de scurt. În principiu aș dori să mulțumesc conducerii universității pentru recunoașterea acordată și de asemenea tuturor domnilor profesori și doamnelor profesoare de la universitate, fără de care nu aș reușit să ating aceste performanțe și care m-au ajutat să-mi descoper pasiunile, interesele și să le dezvolt. De asemenea și domnilor și doamnelor profesoare de la Colegiul Național pe care l-am absolvit, întrucât aceștia mi-au conturat traseul ulterior. Da, vă mulțumesc! Dacă ai observat, am fost mai emoționat decât tine. E un pas prea frumos pe care universitatea îl face,
și vă felicităm pentru ceea ce ați probat în anii de școală. Mulțumim! Mulțumim, domnule profesor, pentru acordarea bursei. Felicitări, Vlad, pentru obținerea bursei și felicitări tuturor celor 12 studenți care s-au înscris în această competiție. Poate nu e inutil să precizăm faptul că dintre cei 12, 6 au terminat cu media 10, anul universitar precedent, și ceilalți au medii peste 9,80, cu toții au avut rezultate deosebite la competiții și au avut o implicare deosebită în activitățile sociale studențești. Vă rugăm să-i mai aplaudăm încă o dată pe toți 12. Ne apropiem și de finalul ceremoniei aniversare de astăzi, care a marcat împlinirea 162 de ani de la înființarea primei universități a României, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Înainte de a încheia, vă rog să-mi permiteți să amintesc două manifestări pe care vă invităm să participați. E vorba despre două expoziții adiționale față de cea menționată de profesorul Turliuc. E vorba despre expoziția de artă plastică, Dialog între formă și culoare, din Sala Pașilor Pierduți, al cărei vernisaj va avea loc mâine, 27 octombrie, de la ora 18, expoziție care va putea fi vizitată până pe 27 noiembrie, și, bineînțeles, tradiționala expoziție Flori de Toamnă, din Grădina Botanică Anastasie Fătu a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, al cărei vernisaj va avea loc sâmbătă, 30 octombrie, la ora 11, expoziția putând fi vizitată până pe 20 noiembrie. În încheiere, vă invit să ascultăm împreună încă o dată imnul Gaudeamus Sigitur, interpretat de Corala Universitas, coordonată de Gabriela Ienășescu și dirijată de părintele lector universitar Ionuț Gabriel Năstasă. Vă mulțumim pentru participare și, după ce audiem imnul Gaudeamus Sigitur, vă invităm la o sesiune de socializare pe Sala Pașilor Pierduți. Eu sunt Alexandru Grigoraș, vă mulțumesc!